Zona mirifică a clisurii Dunării a fost plină până la refuz în sezonul estival, dar nu toate serviciile au fost de calitate, situație reflectată de statistica întocmită de către Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului. Numai amenzile date au însumat circa 335.000 de euro. Clisura Dunării atrage turiștii ca un magnet în perioada concediilor de vară. Chiar dacă pensiunile sunt pline, activitățile turistice sunt variate, iar restaurantele lucrează la foc continuu. Puțini turiști știu însă faptul că serviciile pe care le cumpără sunt uneori de proastă calitate, iar mâncarea se poate consuma doar dacă nu vezi cum a fost gătită. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Mehedinți a coordonat timp de 2 luni, iulie și august, un comandament pentru clisura Dunării și băile Herculane. A verificat respectarea prevederilor legale privind protecția consumatorilor la prestarea serviciilor de alimentație publică, cazare, agrement, piscine, precum și a comercializarea produselor alimentare și nealimentare. Astfel au fost controlați un număr de 198 operatori economici care prestau activități în zona Clisura Dunării, pe raza județelor Mehedinți și Caraș-Severin și în băile Herculane. Aproape 100 de măsuri de oprire temporară a activității de la prestări servicii au fost luate în cele 2 luni de controle. De asemenea, s-au aplicat sute de amenzi, valoarea cumulată a acestora atingând suma de 335.000 de euro.